Parcul Zaul din raionul Dondușeni, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Moldova. Acesta este cel mai mare din toată țara și unul dintre cele mai mari parcuri din Europa de Sud-Est. Ocupă o suprafață de 46,2 hectare, fiind fondat de către Andrei Iacob Pomer din Odessa. Complexul arhitectonic este dominat de clădirea conacului Pomer, care este un monument istoric și datează cu anul 1904, când a fost început construcția acestui edificiu și a fost finalizat în 1912. Stilul arhitectonic în care a fost construit este unul de stil brâncovenesc cu elemente de stil victorian cu influențe engleze. Parcul reprezintă un monument de arhitectură peisagistică și se află în administrarea primăriei satului Țaul. Din 2013, monumentul arhitectonic Conacul Pomer, împreună cu complexul din alcătuit de 11 edificii, plus parcul Țaul, cu întreaga sa suprafață, a fost transmis în gestiunea primăriei și, începând cu acel an, a început reabilitarea parcului prin implementarea proiectului investițional reabilitarea monumentului Conacul Pomer și a drumului de acces. Acest proiect prevedea 3 etape, însă au fost îndeplinite doar 2, anume gardul din prejmuire și vechea clădire administrativă din sat, fosta școală, actualmente primărie. Etapa a treia urma să fie implementarea reparația conacului, care este de fapt cea mai costisitoare etapă, însă din considerente financiare și din cauze care nu depind de administrația publică locală, nu a mai fost realizată această etapă. Actualmente întreprindem acțiuni de a atrage investiții din partea diferitor investitori. Avem deja posibilitatea să atragem investiții din partea fondului ambasadorilor, care este finanțat de Ambasada Statelor Unite. Chiar acum, recent, am înaintat întreg pachetul de documente. Se lucrează intens și cu organele centrale de stat, care au devenit mai atente la această problemă și sperăm o susținere din partea organelor centrale, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Parlament. Parcul are 3 zone, un lac din partea de sud, în partea de nord-est este amplasat conacul cu celelalte construcții și parcul pentru amatori. Principala atracție este însăși relieful acestui parc, care este așezat într-o formă de amfiteatru, cu orientarea spre sud, ceea ce permite ca unele plante mai sensibile la condițiile noastre climatice să reziste iernilor noastre, care pentru unele plante sunt destul de aspre. Și anume, în interiorul parcului, în parcul de jos, care este dominat și de un bazin acvatic, avem cele mai rare specii care le avem în parc și unice în țară, între care arinul negru, de exemplu, sau niște forme de mesteacăn, de arțar și multe alte specii, inclusiv stejarul roșu, care sunt ceva mai neobișnuite pentru noi. Aici vizitatorii pot admira și o mică grădină zoologică. Avem păuni, avem fazani, diferite specii de galinacee, inclusiv lebede și din mamifere capriorul, care este cel mai răspândit erbivor de prin părțile noastre. Mândria satului Țaul sunt circa 150 de specii de arbori și arbuști. Parcul Țaul este parcul cu cea mai bogată colecție de plante și arbuști. La momentul plantării a avut în jur de 150 de specii de plante și arbuști, forme, marea lor parte aduse din diferite părți ale lumii, inclusiv din America de Nord, din Iran, din Extremul Orient. Actualmente, colecția alcătuiește în jur de 120 de specii. Din păcate, din cauza unor schimbări climatice, dar și din cauza vârstei pe care au atins-o unii copaci, mai ales speciile de conifere, le pierdem. Însă, revenim la aceeași hotărâre de guvern, orice implicare, orice intervenție a
a noastră în colecție de plante trebuie făcută doar cu acordul și cu participarea grădinii botanice și de pe lângă Academia de Științe din Republica Moldova. Specialiștii acestei instituții au vizitat des parcul, însă în ultimii câțiva ani nu s-au mai întreprins acțiuni concrete din partea dumnealor. Noi avem fondul semincer ca să putem planta arborii care deja au fost s-au uscat, mai ales coniferele. Acum aceste locuri, clădiri sunt ruinate, dar pe timpuri aici veneau să se odihnească diferite personalități. În spatele meu este amplasat hotelul numărul 2 sau vila, cum este el cunoscut în acte. Pe timpuri, la fel, a îndeplinit și funcția de casă pentru oaspeți, iar în timpurile sovietice a îndeplinit funcția de hotel și în diferite perioade în acest hotel s-au odihnit oaspeți de valoare care a avut satul nostru. Între ei se numără vestita interpretă de origine poloneză Edita Pieha și viitorul secretar general al Partidului Comunist Mihail Gorbaciov, care a vizitat satul la sfârșitul anilor 70. De asemenea, în acest hotel s-a odihnit activista pionerească Katia Lăciova, povestită pledătoare pentru pace pe timpurile sovietice, nimai vorbind de întreaga elită a culturii noastre din Republică. Actori, interpreți care au avut ocazia să vină cu concerte la noi în sat. Și casa pentru oaspeți, de mult n-a mai avut oaspeți. Casa pentru oaspeți sau în actele de noastre hotelul numărul 3, care pe timpuri servea ca casă pentru oaspeții boierului, iar mai târziu, în timpurile sovietice, a îndeplinit funcția de hotel. Inclusiv aici, o parte din hotel era rezervat pentru conducerea de vârf a Republicii și a Raionului, Don Dușeni. Aici a avut un apartament fostul prim secretar al Partidului Comunist, Ivan Bodiu, iar mai târziu, Andrei Sangheli, care mai târziu a îndeplinit și funcția de prim-ministru Republicii Moldova. Chiar și așa, parcul din Țaul este iubit de turiști. Accesul în parc este liber și complexul arhitectonic este alcătuit din 11 imobile, din care doar 3 au statut de hotel, însă la moment încă ele nu sunt adaptate pentru condiții, nu au condițiile necesare pentru a fi cazate persoanele, însă foarte des, mai ales în perioada caldă, mulți turiști vin cu cortul. Până vor fi atrase proiecte noi pentru a fi create condiții de cazare pentru vizitatorii parcului, momentan aceștia pot să se oprească pe noapte într-o pensiune din Preajma. Este una din cele mai căutate locuri din nordul Moldovei, una din cele mai frumoase atracții turistice din partea din nordul Republicii. Îndemnăm toți doritorii să viziteze satul nostru, parcul, mai ales că începând cu anul trecut, există deja o pensiune turistică chiar în imediată apropierea parcului, care poate oferi și cazare, poate oferi și o masă caldă și turiștii se pot odihni mai mult timp, inclusiv și pot urma și un tratament apicol. Parcul Țaul din Raionul Don Dușeni este în așteptarea turiștilor dornici de a-i admira frumusețea.